Vă spun bun găsit, doamnelor și domnilor, despre cum manifestăm realitatea vom vorbi astăzi împreună cu doamna dr. Florinela Stoianovici, medic medicină holistică și homeopatie. Vă spun bun găsit! Vă mulțumesc că ne reîntâlnim în această formulă. Vă mulțumesc, domnișoara Gabriela Neașu, că suntem împreună și mă bucur de fiecare dată când telespectatorii noștri vizionează, bifează aceste emisiuni de medicină holistică, aceste emisiuni foarte interesante, pentru că sunt niște emisiuni despre conștiință, despre spiritualitate. Avem un subiect foarte interesant astăzi. Aș vrea să vorbim puțin. Omul aparține Universului. Care este relația noastră cu Universul? Da, suntem ființe în Univers. Trăim pe Pământ, una din planetele acestei galaxii și altor galaxii, pentru că știți că totul este, Universul este foarte complex. Și noi suntem așa ființe umane, entități, de fapt, suntem entități. Avem un suflet care este de natură divină sau în legătură cu divinitatea. Și e foarte interesant că aș vrea să abordez astăzi această perspectivă a rolului pe care ființa umană, ca un procesor, îl joacă în relația cu Universul, în sensul că Universul ne furnizează nouă tot felul de informații, iar noi preluăm aceste informații într-o măsură mai mare, mai mică, o să vedem pe parcursul acestei emisiuni, și le transformăm, le materializăm sub forma realității din jurul nostru, ca și obiecte, ca și evenimente, ca și întâmplări, pur și simplu derulăm un film, un film în direct, așa cum avem noi astăzi. Practic, cum arată acest proces de materializare? Procesul de materializare este foarte simplu, dar foarte complex, pentru că atunci când, de exemplu, nu materializăm corect, da? Când avem tot felul de probleme în viață, se pare că nu prea știm să materializăm, adică pare simplu, dar din păcate foarte puțin reușim să ajungem la performanța materializării. Deci mai mult vorbim că ne împiedicăm când și nu știm să materializăm decât că facem lucrul ăsta extraordinar. Materializarea este o metodă prin care cu mintea noastră, cu sistemul nostru nervos, în special cu emisfera dreaptă, preluăm niște informații care, vedeți, noi astea nu le auzim, pentru că nu ne șoptește Universul. Nu vedem niște imagini din partea Universului. Practic, este la nivel subtil. Deci aceste informații sunt preluate de câmpurile noastre subtile, pentru că și noi avem câmpuri subtile, și ele sunt apoi aduse la nivel de prezență, la nivelul sistemului nervos. Sistemul nervos le materializează, dispune de o anumită energie pe care fiecare ființă umană o are și apoi le materializează sub forma unei întâmplări. Eu aș vrea să povestim acum că așa a început întâlnirea noastră de astăzi. Domnișoara Gabriela s-a întâlnit cu mine în lift, dragi spectatori. Eu așteptam să fac emisiunea cu doamna Anca Manu și la un moment dat însă ne-am urcat pur și simplu din întâmplare în lift. Am întrebat-o, țin emisiunea cu dumneavoastră, că mai țin de emisiuni cu dumneavoastră. Dumneavoastră a spus că nu și eu m-am îndreptat, a fost ok. Și ideea este că după câteva minute când am intrat în direct, ați venit și ați spus că cu dumneavoastră într-adevăr o să țin emisiunea. Ei, trebuie să știți că mie am venit să acea informație. Deci când v-am întrebat în lift, deja am venit să informația că țin emisiunea cu dumneavoastră, cam așa arată, atât de subtil sunt de fapt această recepție a informațiilor. Să înțeleg că este foarte important de câtă energie dispune. Da, pentru că al doilea factor important este nivelul de energie. Vedeți, noi asta, dacă este un fel de procesor de informații, adică captezi informația și apoi o generezi, o materializezi sub altă formă, sub forma unei realități vii, palpabile, adică că știți, totul este palpabil în jurul nostru, trebuie să știți că contează foarte mult dacă este un procesor încărcat sau descărcat. Pentru că dacă am foarte multă energie, atunci, în primul rând, că reușesc să duc la maxim această informație, să o materializez la maxim, apoi, doi la mână, s-ar putea să o materializez perfect, dacă pot, adică să o amplific, să reușesc să o fac cât mai fidel cum ar veni. Pe de altă parte, dacă eu n-am energie deloc, s-ar putea să atrag niște informații sau lucruri care sunt negative și să materializez altceva. Adică primesc o informație de un fel și materializez ceva negativ. Și atunci acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când nu este energie în corpul respectiv. Eu, de exemplu, lucrez cu niște aparate de medicină cuantică numite Raiocom și e foarte interesant că aparatele mele lucrează cu informații. Au un fel de softuri, da?
sunt mici calculatoare, cum ar veni, și au tot felul de informații acolo. E foarte interesant că în momentul în care nu merge, sunt foarte bune, nu s-au stricat de 10 ani de zile, lucrez cu aceleași aparate foarte bine. Ce se întâmplă când nu merg este că n-au energie și ce e necesar este să le bag în priză, să le las o perioadă, în 10 minute se încarcă și apoi ele sunt perfecte. Știți? Deci păreau prima dată că s-au stricat sau că au probleme, că nu mai știu toate acele informații pe care le conțin, dar de fapt lipsea decât energia și apoi informațiile au curs. Așa funcționăm și noi. Deci dacă noi suntem bolnavi, de exemplu, trebuie să știți că nu avem energie și atunci se produc blocaje în corp și datorită acelor blocaje în corp nu ne manifestăm în 100% cine suntem noi și atunci dacă manifestăm decât 65% manifestăm boală. Dacă manifestăm 100% manifestăm sănătate. Care este diferența? Pentru că materializăm diferit. Care este al treilea ingredient? Al treilea ingredient este emoția. Pentru că să știți că unul din lucrurile care ar putea să împiedice sau să favorizeze, de exemplu, o materializare corectă, o realitate foarte bună, sunt emoțiile noastre. Da? Și emoțiile, să știți că sunt un factor foarte decisiv. Majoritatea dintre noi nu știm să lucrăm cu emoțiile, știți acest lucru? Nu le putem controla. Emoțiile sunt un fel de transportator al informației către energie, adică joacă un rol de, hai să zicem, mic conductor, da? El este cel care face legătura, face conexiunea, emoția între informație și energie și este foarte particulară. Vă dați seama că nu există două persoane care să aibă emoții la fel. Acest tablou, această constelație emoțională la noi are legătură foarte mult cu partea mentală și are legătură foarte mult cu tiparul mental emoțional pe care îl are fiecare individ în parte, care poate să fie armonizat sau poate să fie disarmonic. Iar nu știu dacă știți și noi astăzi telespectatorii, eu țin cursuri despre acest lucru, sunt cursuri despre aceste tipare mentale emoționale, lucrez pe eneagramă de asemenea și cu toți pacienții mei ca ei să identifice ce tipare emoțional au. Există aparate, cum este Zaito, care pot să identifice ce emoții avem și e foarte interesant pentru că eu am făcut probe la foarte mulți pacienți și am paciente, de exemplu, femei care se știu iubitoare, care se știu foarte generoase și persoane de o bunătate foarte mare și când au făcut testul la Zaito, apare acolo cuvântul ură. Și au fost foarte frustrate, supărate și nemulțumite că ele nu e adevărat, că nu e bine cu aparatul, că nu se poate. Dar mai ales la persoanele care sunt foarte iubitoare cu ceilalți, s-a putea să se manifeste această emoție aurii îndreptată chiar împotriva ta, că ura de fapt este inversul iubirii și atunci s-a putea că tu din devotament și dragoste și exagerare către ceilalți să-ți dai toată iubirea ta celorlalți, ție să nu-ți mai rămână nimic. Și atunci lucrul ăsta se numește că tu te urăști pe tine, adică nu-ți acorzi atenția importantă și atenția înseamnă energie și așa mai departe. Deci este foarte important să înțelegem că nu prea știm cu ce emoții lucrăm. Ar trebui să investigăm acest lucru, că uitați cât de importante sunt în manifestarea realității. Practic, realitatea este alcătuită din informație, energie și emoție. Da, numai că nu e atât de simplu. Acestea sunt ingredientele de bază și acest procesor care se numește ființa umană. Cu alte cuvinte, informațiile se găsesc la nivelul universului, ele sunt accesibile pentru toată lumea. Numai că, din păcate, noi trebuie să începem să vedem cum le captăm, cum să le luăm cât mai multe. Apoi trebuie să avem grijă de emoțiile noastre și apoi trebuie să fim mereu plini de energie. Și aici medicina holistică a adus un aport foarte mare, pentru că pentru prima dată medicina holistică a adus cuvântul energie legat de ființa umană, de cum funcționează, adică de starea de sănătate, dar și de cum să vindecăm ființa umană, respectiv lipsa energiei duce la boală. Și vedeți, noi astăzi, până acum în facultatea de medicină, noi nu am învățat despre cuvântul energie. Se pare că energia stă și este cea care susține, de fapt, dacă este la un nivel ridicat, funcționarea sistemului imun. De asemenea, funcționarea sistemului circulator susține, de asemenea, trecerea energiei prin corp între cer și pământ, ajută la crearea ciu, acela prana de care vorbim, ajută la susținerea sistemului nervos, susținerea sistemului limfatic. Practic, este un fel de curent, să zicem, energetic, informațional, o să vedem, prin care lucrează, de fapt, ființa umană, prin care se manifestă. Ne spuneați puțin mai devreme cum să captăm, cum să învățăm să captăm mult mai bine, cum atragem mai multe informații. Dezvoltându-ne emisfera dreaptă.
Pentru că să știți că femeile sunt foarte intuitive, ele lucrează foarte mult cu emisfera dreaptă, așa eu am putut în lift să aflu că emisiunea e cu dumneavoastră, când dumneavoastră nu știați încă, e foarte interesant, că dumneavoastră nu aflaseți și eu am știut cumva prin întrebarea pe care v-am pus-o, mie îmi venise informația că cu dumneavoastră o să ținem emisiunea, vedeți? E foarte interesant asta pentru că eu am lucrat foarte mult cu emisfera dreaptă, sunt o persoană, în primul rând că sunt femeie, trebuie să știți că toate femeile sunt un pic mai intuitive, ele lucrează, sunt artiștii, au emisfera dreaptă dezvoltată, vindecătorii, doctorii, de asemenea cei care lucrează în domeniul creației în general, toate persoanele care știu să se joace, toate persoanele care se pot distra, toate persoanele care lucrează la un alt nivel de design divin, să zicem, pentru că de fapt dacă stăm să ne uităm, creația este o formă, e o artă, da? A crea, Dumnezeu a creat, noi suntem co-creatori și atunci trebuie să știți că cel mai important este să primim informații. Acum, e foarte interesant că mult timp, eu am crezut că este bine ca toate calitățile mele să le dezvolt numai în sensul feminin și aveam o problemă că am așa o latură masculină din naștere, a trebuit să lucrez mult la latura mea feminină, așa, dar mi-am dat seama că și dezvoltarea laturii, târziu am aflat că dezvoltarea laturii masculine nu este așa de rea, pentru că cu cât experimentezi mai mult, chiar dacă ești femeie și faci și lucruri masculine câteodată, tu nu faci decât să-ți mărești această rampă de lansare, rampă de primire, pardon, prin care tu poți să primești, să captezi aceste informații. Deci, cu alte cuvinte, cu cât o persoană este mai evoluată, are mai multe cunoștințe, a trecut prin mai multe situații, a procesat mai multe realități, cu alte cuvinte, deci este o persoană cu experiență de viață și la nivel energetic, și la nivel emoțional, și la nivel mental, adică ai trecut prin multe, cum ar veni, tu ești o persoană pregătită să primești mai multe informații decât o persoană care n-a lucrat atât de mult. Pe de altă parte, există și o naturalețe de receptivitate, cum au copiii, care primesc sub altă formă, ei primesc mult mai natural informațiile, ați văzut, copiii știu adevărul, ei nici nu știu să-l păstreze, spun adevărul de față cu toată lumea și dacă e să ne uităm, ei poate dețin cea mai mare ușurință de a capta informațiile din univers. Cum putem să ne creștem nivelul de energie? Aici trebuie să apelăm la medicina holistică și la medicina energetică. În primul rând că dacă măsurăm nivelul de energie și vă recomand tuturor să faceți asta, pentru că se pare că este vital pentru menținerea sănătății și imunității, atunci musai trebuie să participăm la o consultație de medicină holistică, pentru că este cea care măsoară nivelul de energie în primul rând, apoi nivelul de imunitate și apoi ne spune care este dezechilibru energetic din corpul energetic, corpul energetic fiind un corp subtil, adică nu-l vedem, cel mai important corp de fapt, care susține dincolo de suflet, bineînțeles, care susține corpul fizic. Deci noi avem un fel de matrice energetică, un fel de halo la câțiva centimetri în jurul nostru, puțin mai mare, care ne susține din punct de vedere energetic și care nu se vede. Prin el circulă meridianele energetice, de asemenea el e în contact cu cele 7 chakre care sunt și pe față și pe spate, în sus și jos și practic este un fel de priză acest corp energetic la care este fixat, la care este prins cablat corpul fizic. Și atunci medicina obișnuită este o medicină care deja este un pic în afara lucrurilor, deoarece se uită decât la corpul fizic și adică la ștecher și n-a verificat priza. Atâta timp cât nu putem să vedem dacă noi suntem cu energie, nu putem să știm dacă ne putem vindeca sau nu, pentru că să știți că chiar dacă avem o intervenție chirurgicală într-o zonă, la creier, să zicem că e o tumoră, sau la nivelul gâtului, sau la nivel cardiac, pur și simplu, dacă în zona respectivă este minus de energie, sunt foarte puține șanse ca operația respectivă să aibă succes. De ce? Pentru că practic acolo nu există potențial de vindecare. Potențialul de vindecare este de natură energetică, în primul rând, și apoi de natură fiziologică. Deci este foarte important să facem un salt în medicină, să începem să cercetăm aceste meridiane care sunt în medicina chinezească și unde chinezii lucrează de mii de ani cu ele și noi nu știm încă și nu le validăm aici în România și în Europa, ar trebui să facem pași ca să putem să ne dezvoltăm, să putem să ne vindecăm. Aș vrea să vorbim puțin și despre emoții, putem să le controlăm? Da, eu am ajuns la un nivel încât pot să-mi controlez emoțiile, nu 100%, dar în mare parte. Acum, acest control al emoțiilor, să știți că ține foarte mult, nu de minte, adică nu cât ești de inteligent, pentru că să știți că și persoane inteligente au emoții, ține foarte mult de conștiință. Adică dacă tu poți să te observi care sunt punctele tale forte legate de emoții și care sunt punctele tale slabe, vă dau un exemplu, perfecționiștii au ca punct slab lipsa de încredere.
Și atunci, dacă tu știi că ești perfecționist și ai făcut un curs de medicină holistică, ai aflat că, de fapt, punctul slab al perfecționistului este că, de fapt, n-are încredere în el, cu cât e mai bun o să vedeți, cu atât trebuie să lucreze mai mult la nivelul de încredere, deși este paradoxal, trebuie să știți că el începe să se observe, să se auto-observe legată de încredere și ar putea să fie propriul lui coach în momentul în care își pierde nivelul de încredere. Deci e foarte important ca oamenii să înceapă să lucreze cu ei. Cu alte cuvinte, noi avem aici, marea majoritate dintre noi, mergem să ne antrenăm în exterior cu profesori care pot să facă lucrul ăsta. Medicul de medicină holistică este coach, da? Pentru că lucrează un pic mai mult decât medicul obișnuit, lucrează la cauză, lucrează apoi la partea de conștiință, de dezvoltare, la saltul spiritual și așa mai departe. Dar trebuie să știți că, de fapt, fiecare individ trebuie să lucreze la a se dezvolta, a-și privi nivelul de conștiință, a-și-l dezvolta și a-și privi relația lui cu sinele superior, pentru că sinele superior este, de fapt, cel mai important în noi, este acea entitate, că e o entitate care se încarnează cu acest trup minunat ca să evolueze. Și atunci este foarte important să începem să vedem, să ajungem, de fapt, la maximul lui. Până la urmă, suntem un instrument divin de creație a realității universale. Exact, suntem un instrument perfect. Problema este că noi avem aici pe pământ niște vibrații mai joase și atunci ne încarnăm în familii care au tipare mentale, emoționale diferite, nu știm să ne păstrăm nivelul de energie, că în societate acest lucru nu se face, deși există aparate la ora asta. De asemenea, nu știm să ne controlăm emoțiile, suntem persoane impulsive, altele sunt persoane fricoase, altele sunt persoane care nu știu să lucreze cu emoția iubirii, adică avem foarte multe lucruri pe care ar trebui să le gestionăm din punct de vedere emoțional, ca să învățăm să fim în control. De ce? Pentru că în momentul în care avem o emoție tulburată, dar nu este o emoție benefică și dacă ea persistă pe mult timp, trebuie să știți că ea ne modifică actul de creație. Adică e ca la o pensulă. Știți, când ai cu pensula să pictezi un tablou, dacă tu ești prea nervos, nu poți să ții pensula drept și scapă așa mai mult și strici peisajul acolo. E cam ceva de genul acesta. Ce se întâmplă când apare boala? Boala este o nerealizare a materializării. Adică în momentul în care tu lucrezi cu energie nejoasă, ai ajuns la energie sub 30%, să zicem, din capacitatea ta energetică. De asemenea, când tu ai niște emoții negative, ai un mental foarte dezordonat, da? Disfuncțional, atunci tu nu mai poți să captezi tot felul de informații din univers, că să știți că în univers sunt și informații pozitive și negative. Și tu poți să le preiei la vibrațiile respective mai joase, preiei corespunzător cele negative, de exemplu de frică. Noi avem în univers un fel de, așa se numește, fiecare dintre noi avem aură, știți, și avem un câmp energetic, mental, emoțional, informațional, la care ne captăm și din care putem să extragem aceste informații. Acum, vedeți, dumneavoastră, un popor întreg, cum e poporul român, are, stând împreună, are un anumit câmp al întregului popor, adică, practic, noi suntem cablați cu toți așa la același câmp. Dacă poporul român, de exemplu, simte că este vinovat foarte mult sau are emoții negative sau de frică, de exemplu, sau emoție de, să zicem, că nu se simte foarte încrezător sau suferință sufletească, trebuie să știți că fiecare dintre noi, chiar dacă suntem evoluați, trăim tot în câmpul ăsta. Adică cumva suntem perturbați într-un câmp care, să zicem, că nu este foarte ridicat și e foarte greu tu, ca și individ care ai emoții pozitive, să menții tu pe termen lung într-un câmp negativ, da, care te poate afecta aceste vibrații. E o performanță. Unii nu pot și pleacă. Adică pleacă în locuri unde vibrația este mai înaltă și așa se explică de ce o parte din persoane au simțit să plece, pentru că nu se regăsesc în aceste vibrații. Pe de altă parte, dacă ești un lider autentic, da, poți să menții steagul sus în orice condiții, da, dacă tu știi exact și ești conectat direct la univers, la acele vibrații înalte. Cum putem să ne perfectăm, mai ales dacă suntem suferinți? Când suntem suferinți, este clar că avem disfuncționalități foarte mari legate odată de captarea informațiilor, adică nu avem emisfera dreaptă dezvoltată, adică suntem în emisfera stângă dezvoltată, ceea ce înseamnă că suntem mult în ego. Adică sunt niște persoane care nu ne putem detașa, nu ne putem auto-observa, nu putem să înțelegem ce este în spatele anumitor evenimente și atunci o luăm personal. Când o luăm personal, avem emoții.
Și atunci suntem victima pur și simplu reacțiilor celor din jur. Eu am foarte mulți pacienți care sunt foarte emoționali și le spun, dar dumneavoastră dacă X, Y, Z vă spun, vă aruncă niște lucruri, dumneavoastră vă supărați? Zice, sigur că da, e normal să mă supăr. Zice, nu este normal, eu nu mă supăr. Păi dumneavoastră cum puteți? Pentru că eu înțeleg că acele persoane, atâta pot ele, sunt la nivelul respectiv. Cu alte cuvinte, nu mă supăr pe ei pentru că ar însemna, în primul rând, să-i judec, după aia nu pot să judec nivelul spiritual unei persoane pentru că este ceva ce merită și a câștigat pentru că universul este foarte corect. Pe de altă parte, noi suntem foarte amestecați aici pe Terra, știți? Sunt cei cu vibrații înalte, cu vibrații joase, deci suntem așa, într-un puzzle foarte constructiv pentru că cei cu vibrații înalte suntem obligați să ținem sus standardul pentru ceilalți, ceilalți trebuie să aibă repere și Dumnezeu așa ne-a amestecat așa un pic ca să putem să creăm o realitate cât de cât, pentru că ce-ar însemna să fie așa numai rai și iad, uite că este pământul aici unde e amalgam de toate, ceva din rai, ceva din iad. Doamna doctor, când susțineți următorul curs? Pe 23 octombrie și pe 20 noiembrie, două cursuri pe anul ăsta și încheiem, pentru că în decembrie mergem în vacanță. Și de asemenea eu cred și, asta, și așa o să fac 7 cursuri în acest an, cifra 7 care sunt cifre spirituale și m-a inspirat pentru acest an, mi se pare ok, este primul meu an în care am debutat cu cursul online și mă bucur pentru că foarte mulți participanți au fost foarte fericiți, au fost foarte împliniți după aceste cursuri și s-au produs niște vindecări miraculoase. Pentru că ne apropiem de finalul intervenției noastre, aș vrea să știu unde vă găsim și cum putem să ne consultăm holistic. Ne putem consulta holistic în centrele în care personal consult, adică la București, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, la Pitești, luni și marți și s-ar putea și alte zile, o să vedem cum, și de asemenea și la Iași, pentru că în curând merg la Iași, pe 2 și pe 3 octombrie, sunt la Iași, consult acolo, am fost invitată de foarte multe persoane care sunt pacienții mei și care doresc să se controleze și pacienți noi care vor să se consulte, am colaboratori acolo de nădejde, cărora le mulțumesc și mă duc la Iași pentru că mi-e dor de Iași, mi-e dor de acea vibrație, apropo, înaltă a Iașului, a mănăstirilor de acolo, a dezvoltării spirituale pe care o are această zonă, care este o zonă a iubirii, de fapt, din România. Doamna doctor, vă mulțumim că ați acordat invitației noastre. Eu vă mulțumesc și vă doresc să creați cât mai bine, cât mai fidel, o realitate extraordinară pentru fiecare dintre dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, intervenția noastră a ajuns la final. Vă mulțumim că ați stat alături de noi și rămâneți în continuare pe Argeș TV. La revedere!